Din partea Republicii Moldova se cer două lucruri. Se cere stat de drept și economie funcțională. Restul vine de la sine. Talentul, exact. Fericirea, fiecare și-o face individual. Dar sunt lucruri care depinde de guvernare. Și, evident, cetățenii care sunt nemulțumiți, ei trebuie să fie ascultați. Au motiv să fie nemulțumiți. Și dacă noi nu avem ceea ce ziceți dumneavoastră referitor la responsabilitatea miniștrilor și mai avem și situații când miniștrii nici nu își dau demisia după niște eșecuri vizibile, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne, după cazul cu împușcătura în inima Râșcanov, da, sectorului Râșcani, sau ministrul domnul Popșoi când declară niște lucruri care... Sau cazul tragic de la aeroport, pentru că, de sau exemplu, atunci, e bine, șeful atunci poliției de frontieră trebuia să fie rugat imediat. Da, dar el a fost rugat. După care a dat în judecată Ministerul de Interne, pentru că i s-a părut că a fost sancționat prin drept. Dar este o măgărie, nu vă supărați. Au murit doi oameni datorită faptului că nu s-au respectat protocoalele de securitate. Deci cineva trebuie să răspundă pentru asta. Acum, cu cazul în care, înțeleg foarte bine că este și meritul Procuratorului Anticorupție, cu cazul fraudelor de la Interpol sau oficiul Interpolului din Republica Moldova. Ar fi trebuit să zboară capitele unul după altul în Ministerul de Interne. Până acum se mușamalizează. Cineva a fost arestat la domiciliu, a fost reținut, dar ceilalți și-au recăpătat libertățile și drepturile individuale. Și atunci cetățeanul ce să creadă, domnul Munteanu, cetățeanul în această situație? Cetățeanul va înțelege foarte clar cum stau lucrurile, că o mână spală pe alta. Și asta este foarte prost. Este un semnal extrem de prost pentru cei care încearcă să identifice un motiv pentru care să-și iubească patria. Pentru că asta explică de ce 220.000 de cetățeni au plecat în ultimii 3 ani în străinătate. Am văzut că un deștept cu ochii lungi spunea, da, asta e narativul Kremlinului, faptul că au plecat din motivul personal. Nu, 220.000 de cetățeni care pleacă din țară în 3 ani de zile, care reprezintă 2,5% din populația activă a țării. Cum? Adică nu îți asume responsabilitate pentru asta? Au plecat pentru că s-a schimbat temperatura în Republica Moldova? Nu. Este un eșec clar a politicilor guvernamentale și o lipsă de, de anticipare a unui asemenea răspuns din partea cetățenilor.